Pace, dragi frați și surori, bine ați venit în casa Domnului. Haideți să ne ridicăm, să începem prin rugăciune programul din seara aceasta. Tatăl nostru bun din ceruri, îți mulțumim mult că mi-e dat încă o zi de viață și că putem fi împreună aici. Suntem aici datorită ție și astăzi și săptămâna asta. Și în fiecare zi. Vrem, Doamne, să-ți dăm ție gloria care ți se cuvine. Vrem să ne amintim de crucea ta, de dragostea ta. Vrem, Doamne, să îți dăm slavă pentru toate acestea. Vrem să fim întăriți prin cuvântul tău. Te rog mult să faci lucrarea aceasta și fie ca numele tău să fie binecuvântat. Amin. Frumos este să lăudăm pe Domnul și să mărim numele tău prea înalte. Să vestim dimineața bunătatea ta și noaptea credincioșia ta și cu instrumentul cu 10 coarde și cu alăuta în sunetele arfei. Căci tu mă înveselești cu lucrările tale, Doamne, și eu cânt de veselie când văd lucrarea mâinilor tale. Cât de mari sunt lucrările tale, Doamne, și cât de adânc sunt gândurile tale. Să-i dăm lui slavă pentru bunătatea lui și pentru lucrările lui mari în viața noastră și în istorie, în ceea ce citim în Biblie. Este rege, El e părinte și El păsul vin înțelege. Adunați cu tot ce aveți, vă închinați celui ce slavă domnește. Slavă dați Domnului celui ce toate conduce. El pe mari, pe vulturi va duce și vă duce. El v-a ținut pentru că așa i-a plăcut. Pace în inim va duce. Slavă dați Domnului pentru iubirea Lui mare, de care nimeni ne despărți nu e în stare. Căci Dumnezeu a dat chiar pe Fiul Său și El ne dă tot ce Domnului printr-o trăire curată, când ne-a iubit, nu putea să pricepem vreodată. Tată, dorim și acum și vei să mărim iubirea ta. Să mărim iubirea ta minunată. In Christ alone my song, this cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths
mercies, my comforter, my all in all. Here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on the cross of Jesus died, the wrath of God was satisfied, for every sin on him was laid. Here in the death of Christ I live. His body lame, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again, and as he stands in victory, since Christ has lost his grip on me. Precious blood of Christ, no guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me, from life's first cry to final breath. Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of can ever pluck me from his hand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. Amin. Puteți ocupa locurile pentru următoarea cântare. Continuăm însă să ne amintim de crucea Domnului Iisus, de lucrarea care a fost încheiată la cruce și să lăudăm pe Dumnezeu pentru asta. On the cross of Calvary, he declares his work is finished. He has spoken this hope to me. Though the sun had ceased its shining, though the war appeared as lost, Christ had triumphed o'er the evil. Jesus paid the price for me, for the pardon he has offered, great the welcome that I receive. Boldly I
His wounds have paid my rent.
Pace, frați și surori, ne bucurăm să fim împreună astăzi. Timpul ăsta de rugăciune o să fie la fel cum a fost acum o săptămână. O să avem trei segmente. Primul segment o să ne rugăm ca congregația să slăvim pe Dumnezeu pentru caracterul Lui și pentru cine e. A doilea segment o să fie rugăciuni de pocăință. O să avem timp să ne rugăm în băncile noastre. Și ultimul segment o să fie un timp unde where we ask God or we bring forward our needs before God and yield to Him. I'll switch to English now before you think the rest is in Romanian. If we could all stand and open to Psalm 25. Today we'll be reading from Psalm 25. That'll be the first of the texts I'll be reading for the first segment. Psalm 25 says, "In you, Lord, my God, I put my trust. I trust in you. Do not let me be put to shame, nor let my enemies triumph over me. No one who hopes in you will ever be put to shame, but shame will come on those who are treacherous without cause. Show me your ways, Lord. Teach me your paths. Guide me in your truth and teach me, for you are God, my Savior, and my God and my hope is in you all day long. Remember, Lord, your great mercy and love, for they are from of old. Do not remember the sins of my youth and my rebellious ways. According to your love, remember me, for Lord, you are good. Good and upright is the Lord, therefore he instructs sinners in his ways. He guides the humble in what is right and teaches them his way. All the ways of the Lord are loving and faithful, those who keep the demands of his covenant. For the sake of your name, Lord, forgive my iniquity, though it is great. Who then are those who fear the Lord? He will instruct them in the ways they should choose. They will spend their days in prosperity, and their descendants will inherit the land, The Lord confides in those who fear him. He makes his covenant known to them. My eyes are ever on the Lord, for only he will release my feet from the snare. Turn to me and be gracious to me, for I am lonely and afflicted. Relieve the troubles of my heart and free me from my anguish. Look on my affliction and my distress and take away all my sins. See how numerous are my enemies and how fiercely they hate me. Guard my life and rescue me. Do not let me be put to shame, for I take refuge in you. May integrity and uprightness protect me, because my hope, Lord, is in you. Deliver Israel, O God, from all their troubles." Amen. You may be seated. This is a psalm of prayer and petition. One of full devotion to God in trouble, one that fully exclaims trust and dependence on God. Now, the context surrounding the trouble David is fleeing from, or the one that he is praying about, is uncertain. However, we can be certain that something has happened due to his pleas of forgiveness and his firm dependence on the mercy of God. David's trust is in the Lord, and that's a trust of reverent fear and understanding the right way that we should come before God, which is one of full understanding of his holiness and our need for him. And so the first thing I'd like for us to reflect on today is the context in which we find this psalm. I'd like to draw our attention to how amazing it is that, like David, we have a God who is accessible, a God who wants to hear us, and is one that we can come to in times of need. Scripture teaches that this is the truth in many places, like, for example, in Psalm 46:1. Where the psalmist refers to God as a present help in times of trouble. So I'd like us to remember that as we praise God for who he is, how amazing is it that we have a place to go to, a refuge to find our safety in, and a faithful Father who will never leave. Other motivations to praise God in the psalm are easily found in this chorus of praise that we find between verses 8 and 15, which you can refer to if you'd like to follow. Some of the things that he mentions are that the Lord is good, the Lord is righteous, he's our perfect teacher, he's unfailing in love and faithfulness, he's forgiving, he's worthy of being feared, and he is our rescuer from the enemy. And so how amazing is it? Let's spend the time to reflect on how amazing it is that all these characteristics are true. And they never change. They were applicable then, and they're applicable now, because God is eternal and he is unchanging. And so as we come to the time of prayer, let's pray and let's praise God for how great he is and powerful he is, but
but also for how kind and gracious he is to his creation, that he would listen to our prayers, and that he's perfect in every facet of his character. And so I ask that we would all stand, and that five people would pray, taking into consideration what we've just read. Next section, I'll be speaking from Psalm 51, verses 1 to 4, just to introduce. It says, "Have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion, blot out my transgressions. Wash away all my iniquity and cleanse me from my sin. For I know my transgressions and my sin is always before me. Against you, only you, have I sinned and done what is evil in your sight. So you are right in your verdict and justified when you judge." I think we can all share in the same sentiment that David has here. Because for the true believer, to be in sin is the exact opposite of we know God's will is for our lives. And though we have been redeemed in Christ, we are still at war with our human nature every day, and we fail to live to the perfect standard of God. But yet Jesus poured out his blood for us on the cross and paid for our sins. So I pray that in this next segment, we would come with humility, recognizing our sins. A couple other passages to think about. Proverbs 28, verse 13 says, "Whoever conceals their sin does not prosper, but the one who confesses them and renounces them finds mercy." Ephesians 1, verse 7 also says, "In him we have redemption through his blood and the forgiveness of our trespasses according to the riches of his grace." And so I ask that where we're seated in these next moments that we would each silently pray, confessing what each of us have on our hearts. Amen. Moving forward, in our last segment, I'd like to focus on the needs of the church, the needs of each and every one of us, whatever various needs we might have. I'd like for us to also focus on Philippians 4:16 that says, "Don't worry about anything, instead pray about everything. Tell God what you need, and thank him for all he has done." And so a core truth to remember during this time is that God is sovereign over all and will provide all our needs in accordance to his will. And we can bring everything before him and place them in his hands. Here we have an opportunity to pray in groups where we can pray for each other's needs as well, where we can have time to share
something that we might need prayer for from our fellow brothers and sisters. And along with our personal needs, let's pray for the needs of the church, for the AGM that is happening soon, and the needs of those who are sick around us as well. Some of the names of those to keep in mind are Tyler, Sora Mirela, Sora Elena Bragagiu, and Jacob Sorescu, I think his name was. You can refer into the bulletin, what that's about. But yeah, let's pray. Continuăm cu fratele Gheorghiță, or Bunicu, as I know him, cu un cântec la instrument, după care sora Șerban o să ne cânte un solo și sora Elena o să aibă o poezie. Oh,
Căci Tu, prea bunul
poezie care pe mine mă liniștește tare bine când adoare mă. El n-a promis o flori frumoase pe calea noastră când trăim, dar a promis că ne susține până în clipa când murim. Și nu a spus că drumul nostru nu o să treacă și prin voi, dar ne-a asigurat într-una că El va merge lângă noi. Nu ne-a promis doar zile bune, cu cerul veșnic tot senin, dar a promis că ne susține de-ar fi să trecem chiar prin chin. El n-a promis un drum ușor, fără de căi întunecate, dar ne-a promis un ajutor în clipe grele ca de moarte. Nici nu a spus că n-or fi ape pe calea noastră cât umblăm, dar ne-a promis a Lui salvare atunci când noi Îl strigăm. El a promis că întotdeauna va sta alături de noi și ne va dărui cununa când vom păși pe țărmul noi. Psalm 23, the Lord is my shepherd. He gives me everything I need. He lets me lie down in fields of green grass. He leads me beside quiet water. He gives me new strength. He guides me to the right path. For the honor of His name, even though I walk through the darkest valley, I won't be afraid. For You are with me, Your rod and Your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely Your goodness and love, they follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. E o cântare nouă pe care am cântat-o și acum 2 săptămâni și sper că nu vă supărați că introducem cântări noi din când în când. O să fie o perioadă în care o să învățăm mai multe cântări noi ca să ne lărgim repertoriul și modul în care exprimăm lauda noastră față de Domnul și ne amintim de adevărurile Bibliei. Încercați să cântați împreună cu noi și să-L slăvim pe Domnul nostru, să recunoaștem că El este Cel care ne iubește, Cel care ne salvează. Sin and shame, they were like prisons that we couldn't escape. But He came, and He died, and He rose. Those walls are rubble now.
disaster in our way. But he came, and he died, and he rose. Those giants are dead. Dragilor, haideți ca ridicați în picioare să deschidem împreună la 1 Petru, capitolul 2 și vom citi de la versetul 4 la versetul 7. 1 Petru, capitolul 2, de la versetul 4 la versetul 7. This text is going to be about, it is about worship. Even though ironically the word worship doesn't appear in this text, the images that Peter uses of the house, the holy house that's being built, the priesthood, which he says that we are a royal priesthood in Christ, these are all Old Testament images that have to do with worship. And so this is a text that's going to lay out for us, in fact, the fundamental principle of worship, which is that in order to worship, the beginning of worship is trusting in Christ, finding him precious. Because if you don't trust in Christ, if you don't consider him precious, the choice and precious cornerstone,
then that is, there is no way that you can worship God. And secondly, that as we do these things, as we come to Christ, who is the living stone, and as we find him precious, what actually happens is that God begins to build us and shape us into his temple, his house, and his presence is in us, and we become capable of worshiping him. This is some of the main ideas in the text, and I encourage you to follow along through the translation that is provided as well. 1 Petru, capitolul 2, începând cu versetul 4. Apropiați-vă de el, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, și să duceți jertfe duhovnicești, plăcute lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos. Căci este scris în Scriptură, iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă, și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut, dar pentru cei necredincioși, piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Și o piatră de poticnire și o stâncă de cădere, ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul și la aceasta sunt rânduiți. Amin. Haideți să ne rugăm. Doamne, venim din nou înaintea cuvântului Tău și cerem ca prin Duhul Tău cel Sfânt să ne iluminezi mințile și inimile. Te rugăm, Doamne, să lași ca acest text să fie clar pentru noi și să ne formează, să formează în noi o dragoste pentru Tine și o dorință pentru a ne închina. Te rugăm, Doamne, să fii cu noi și în aceste momente. Amin. Invit să ocupați locurile. În săptămânile care vor urma, ne vom uita la o serie de texte care cred că ar trebui să informeze cum arată închinarea noastră în ziua de duminică. Desigur, închinarea cuprinde mult mai mult decât doar duminica seara sau duminica dimineața. Întreaga viață creștină poate fi descrisă ca închinare și așa că închinarea se întâmplă prin cuvintele noastre, prin acțiunile noastre, însă serviciul de duminică are un loc unic în închinarea noastră, pentru că este singurul moment al săptămânii când trupul lui Hristos se adună, când ne întâlnim cu alți credincioși într-un act de închinare corporativă. Și este clar în Scriptură că lui Dumnezeu îi pasă de această închinare. Pentru că în Vechiul Testament Dumnezeu cheamă întreaga națiune a lui Israel și îi face poporul lui și le dă toate poruncile care sunt despre închinare. Le dă acele sărbători vechi testamentale ca să le țină împreună ca și comunitate. Au avut aceeași lege, același împărat, at least part of the time, aceiași proroci, același cuvânt și închinarea lor avea acest aspect comun. Și apoi, în Noul Testament, citim despre biserică. Și există trei cuvinte în Noul Testament pentru biserică. Primul este Kyriakos, care se referă la locația fizică, clădirea unde se întâlneau credincioșii. Al doilea cuvânt este cuvântul Eclesia, care înseamnă cei chemați. În mod similar cu Israelul, biserica este o colecție de oameni chemați din lume, de către Dumnezeu, ca să fie într-o relație cu El prin Hristos. De aceea putem spune că noi suntem biserica, pentru că suntem o comunitate, da, avem nevoie de o clădire în care să ne întâlnim, dar biserica în sine e acest nou popor chemat din lume ca să trăiască pentru Dumnezeu prin Hristos. Iar al treilea cuvânt este cuvântul sinagoge, care înseamnă chemați împreună. Acest cuvânt, în mod special, întărește acest aspect comunal a credinței noastre. Și este cuvântul care e găsit, spre exemplu, în Evrei 10 cu 25, unde spune să nu părăsim adunarea noastră,
împreună. Este cuvântul sinagogen. Să nu părăsim actul de a ne strânge la oaltă, la a fi împreună. Și aceste cuvinte includ în definiția bisericii această idee de comunitate, de a fi împreună. Și este clar că direcția bisericii, direcția pe care biserica a luat-o chiar de la început, în Cartea Faptele Apostolilor, a fost aceasta de a se întâlni. Și astfel putem vorbi despre biserică cu B mare și biserici cu B mic. Și biserica cu B mic, ele sunt, ca și a noastră, o expresie locală a bisericii universale a lui Hristos. Și este clar că acest lucru a început să se întâmple ca rezultat direct a conducerii Duhului Sfânt în Cartea Faptele Apostolilor. Se vede acest lucru, this communal aspect, se vede chiar în acele două lucruri pe care Domnul Iisus ni le-a dat, botezul și cina. Botezul este o mărturisire publică înaintea bisericii locale. Despre cina, Apostolul Pavel spune că eu cred, spune că având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Și așa că a fi, a ne întâlni împreună, este parte din identitatea, din ceea ce este o biserică și din planul lui Dumnezeu pentru creștini. Și sper ca prin următoarele săptămâni să înțelegem mai clar cum ar trebui să arate închinarea noastră în comunitate, închinarea noastră de duminică. Pentru că un alt principiu clar în Scriptură este că Dumnezeu ne spune cum să ne închinăm Lui. Noi nu suntem cei care îi spunem lui Dumnezeu cum vrem să ne închinăm și Dumnezeu ne dă principii și ne îndrumă și ne arată prin cuvântul Lui cum ar trebui să arată închinarea noastră. Și astfel, în următoarele 4 săptămâni, vom petrece ceva timp în acest text și apoi în versetele 9 și 10, care descriu temelia închinării și care explică rolul bisericii în închinarea pe care ar trebui să o oferim lui Dumnezeu. Și apoi, în alte 2 săptămâni, ne vom uita la Fapte 2, de la 40 la 47, unde sunt identificate elementele specifice care cred că ar trebui să fie parte dintr-o slujbă sau o seară sau a church service. Și acum în acest text, în 1 Petru 2, de la 4 la 8, cred că acest text ne prezintă un aspect fundamental a închinării. Chiar dacă cuvântul închinare nu e prezent în acest text, e subînțeles. Pentru că imaginea preoției și a jertfelor din versetul 5 sunt despre închinare. Dar aspectul fundamental al închinării sunt 3 lucruri la care am vrea să ne gândim în seara aceasta și în primul rând este că închinarea începe numai cu credință în Hristos. Și vedem acest lucru în versetul 4, unde Petru spune, apropiați-vă de El, piatra vie. Închinarea e posibilă numai cu credință în Hristos. Mai mult, închinarea necesită ca Iisus Hristos să-ți fie și să ne fie prețios. Trebuie să fie comoara noastră cea mai de preț, pentru că Apostolul Petru continuă și spune că El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și apoi, în versetul 6, repetă aceeași idee și ne arată că dacă pentru Dumnezeu Fiul Lui, Domnul Iisus Hristos, e prețios, e scump, ar trebui să fie și pentru noi. Și când ambele lucruri, amândouă dintre aceste lucruri sunt adevărate despre noi, atunci devenim capabili să-i oferim lui Dumnezeu închinarea noastră, în care va fi o închinare adevărată. Așa că, the flow of the text, e că în versetul 4, Apostolul Petru spune, apropiați-vă de Hristos, piatra vie, prețuiți-l așa cum Dumnezeu îl prețuiește. Și
Apoi, în versetul 5, pe măsură ce te apropii de Hristos și îl prețuiești, devii capabil să oferi jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Hristos. Hristos stă la baza închinării noastre. Și pentru a explica ce înseamnă acest lucru, Apostolul Petru folosește trei imagini. Piatra vie, casa duhovnicească și preoția sfântă. Și ar trebui să observăm de la capul locului că în versetul 4, piatra vie este Iisus. Dar când ajungem în versetul 5, pietrele vii suntem de fapt noi, cei care s-au apropiat de piatra vie, adică cei care se încred în Hristos. Și apoi în versetul 5, Petru vorbește despre casa duhovnicească și preoția sfântă, două lucruri care descriu, de asemenea, același grup de oameni, cei care se încred în Hristos. Și acestea sunt evident imagini din Vechiul Testament. Și săptămâna trecută, vorbind despre Evrei capitolul 9 și Marele Preot, am văzut că întregul argument al cărții Evrei a fost că modul de închinare a Vechiului Testament n-a fost niciodată intenționat să fie pentru totdeauna. Mai degrabă, a fost menit să arate spre Hristos. Și autorul realizează că se află în acel moment de tranziție în care noul legământ, vestit de Vechiul Testament, s-a înființat și a început să fie modul în care ne apropiem de Dumnezeu. Și același lucru e adevărat și aici, în 1 Petru. The old realities of the temple and the priesthood are giving way to the new reality, but the old reality helps us understand the new reality. Și ceea ce în Vechiul Testament a fost, se întâmpla pe din afară, templul și preoția, acum se împlinesc în noi, în participanții noului legământ. Așa că Petru îl descrie pe Iisus în versetul 4 ca fiind piatra vie. Și o imagine interesantă, pentru că de obicei nu ne gândim la o piatră ca fiind vie. A rock is about the most dead thing imaginable. Dar așa că această imagine are două părți, piatră și vie. Petru vrea să comunice două lucruri, pentru că în Scriptură știți bine că piatra de multe ori este o imagine prin care înțelegem ceva important despre Dumnezeu. Este vorba despre natura lui Dumnezeu stabilă și neschimbătoare și faptul că poporul lui se poate încrede în el, că el întotdeauna va acționa potrivit caracterului său neschimbător. Și așa că citim, spre exemplu, 1 Samuel 2. Nimeni nu este sfânt ca Domnul, nu este alt Dumnezeu decât tine, nu este stâncă așa ca Dumnezeul nostru. Sau Psalmul 18. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea, Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu, Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria mea, tăria care mă scapă și întăritura mea. Și atunci când această imagine a pietrii sau a unei stânci este transferată pe Hristos, de Petru aici în acest text, cred că Petru vrea să subliniază privilegiile imense pe care le avem atunci când ne apropiem de Hristos. Și anume faptul că tot ceea ce Vechiul Testament ne spune despre Dumnezeu, despre caracterul Lui, despre faptul că este atotputernic, faptul că este izbăvirea noastră, aceste lucruri sunt adevărate despre Hristos. Dacă ne putem încrede în Dumnezeu care nu se schimbă, în același fel ne putem încrede în Domnul Iisus Hristos care nu se schimbă. Dar în același timp pune acest cuvânt viu, pentru că acest Iisus, care este stânca noastră, care este puterea noastră, care oferă siguranță, e viu. Toate aceste trăsături și caracteristici care se află în Dumnezeu și care se află în Iisus, nu e vorba despre un Iisus care a fost cândva tare, care a fost cândva cel în care ne-am putea pune nădejdea. De asta Petru și spune în capitolul 1,
vorbește despre speranța noastră și o numește o speranță vie. Este o speranță care ne urmărește, care ne animă, care ne încurajează, care are un impact real în viața noastră de zi cu zi. Și în Hristos avem așa, nu doar nădejdea că există viață veșnică, dar avem și piatra de temelie pe care ne putem clădi viața acum. Dar în al doilea rând, cred că Petru folosește această imagine a unei piatră vie pentru că vrea să facă acest punct despre închinarea noastră și conexia între templul din Vechiul Testament și realitatea nouă în nou legământ. În versetul 6, Petru îl citează de fapt pe Isaia, în Isaia 28:16, când spune: iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă, și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Cu alte cuvinte, Dumnezeu pune această piatră, Iisus Hristos, în Sion, adică în Ierusalim, și oamenii resping această piatră, îl răstignesc pe Hristos, dar Dumnezeu a ales această piatră și îl consideră infinit de scump, de prețios, și îl înviază din morți și îl înalță și îi dă locul de cea mai înaltă cinste și face din această piatră vie piatra din capul unghiului a bisericii. Și cel mai important lucru este ce facem noi cu această piatră, ce facem cu Iisus. Pentru că Petru spune clar că unii au respins piatra din capul unghiului, au respins ceea ce este scump și prețios lui Dumnezeu. Nu, aici e principiul primar al închinării, că nu te poți închina dacă nu crezi în Iisus și dacă nu îl consideri prețios. Dacă nu îl consideri ca fiind cel mai înalt din tot universul. Dumnezeu nu acceptă închinarea aceluia care nu se încrede în Iisus, care nu îl înalță pe Iisus, care nu îl iubește pe Iisus. De ce? Pentru că a-l respinge pe Iisus înseamnă a respinge ceea ce este mai prețios pentru Dumnezeu. Și astfel Petru spune în versetul 7, acum pentru voi care credeți, piatra aceasta este scumpă. Vorbim de multe ori despre dragostea lui Dumnezeu pentru noi, faptul că Dumnezeu ne iubește. Atât de mult ne-a iubit încât și-a dat pe singurului său fiu. Dar știți pe altcineva pe care îl iubește Dumnezeu? Iubește pe Iisus. Și Domnul Iisus, când se roagă pentru ucenicii lui, pentru noi, în Ioan 17, spune: eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, în versetul 22, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Domnul Iisus este iubit de Tatăl, este prețios înaintea Tatălui. Și când, ca să ne închinăm lui Dumnezeu Tatăl, trebuie ca și noi, la rândul nostru, să considerăm pe Iisus Hristos ca fiind prețios, ca fiind comoara cea mai de preț. Când ne apropiem de Hristos prin credință, ceea ce e adevărat despre El devine adevărat despre noi. Dragostea lui Dumnezeu pentru Fiul Lui este dragostea cu care ne iubește pe noi. Viața lui Hristos devine viața noastră. De astfel, Petru are să spună: apropiați-vă de El, piatra vie, și voi deveniți pietre vii. Așa că primul lucru pe care trebuie să-l, prima întrebare la care trebuie să răspundem este: te-ai apropiat de Hristos așa încât să-L consideri ca fiind piatra vie, aleasă de Dumnezeu și scumpă înaintea lui Dumnezeu? Te-ai încrezut în Hristos ca cel prin care promisiunile lui Dumnezeu îți sunt oferite ție? Hristos este prețios pentru tine? E comoara ta cea mai scumpă? E întrebarea primordială a închinării. Și acum, dacă crezi aceste lucruri,
că Iisus este piatra vie și El este prețios pentru tine, atunci textul ne spune în versetul 5 ceva incredibil. Ne spune că și noi devenim pietre vii pe care Dumnezeu le zidește să fie o casă duhovnicească. Și aici, din nou, imaginile Vechiului Testament se împlinesc în Hristos. E vorba aici despre imaginea templului, o casă duhovnicească. Și templul în Vechiul Testament era o dovadă vizibilă și tangibilă a promisiunii lui Dumnezeu când le spune în Exod 4, eu voi fi Dumnezeul vostru și voi veți fi poporul meu și eu voi locui printre voi. Era o dovadă, templul era o dovadă a dorinței lui Dumnezeu de a locui printre poporul său, a prezenței sale în mijlocul lor. Dar chiar și templul acesta a fost temporar și menit să arate spre realitatea mai mare care se împlinește în noul legământ. De asta chiar și psalmistul spune în psalmul 51, deși a avut toate aceste lucruri, spune, schimbăm inima, pune în mine o inimă nouă, un duh nou. Pentru că în legământul vechi, în Vechiul Testament, închinarea are acest aspect exterior, vizibil. Aduceai jertfe, țineai sărbătorile, duceai o viață sfântă pe din afară mai întâi, ca mai apoi și inima să urmeze. Cu alte cuvinte, făceai aceste lucruri, țineai sărbătorile, aduceai jertfele, ca eventually adevărurile spre care aceste lucruri arătau să to take root in your heart. Închinarea începea pe din afară, ca mai apoi și inima și Duhul să se închine lui Dumnezeu. Așa că și templul și preoții erau lucruri exterioare, dar în legământul nou, ordinea este inversată. Omul aude Evanghelia, crede și inima îi e schimbată. Omul din lăuntru este regenerat, este născut din nou. Pavel spune că suntem o făptură nouă în Hristos, iar efectele acestei schimbări colosale se extind de dinăuntru pe din afară. Lucrurile exterioare în Vechiul Testament arată ce se va întâmpla în mod interior și spiritual prin Hristos. Chiar și profetul Ieremia vorbește despre această inversare când spune în capitolul 31, iată vin zilele, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Și apoi în versetul 33, și iată legământul pe care îl voi face, voi pune legea mea înăuntru lor, voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor, ei vor fi poporul meu, căci le voi ierta nelegiuirea și nu voi mai aduce aminte de păcatul lor. Și asta este, de fapt, rugăciunea psalmistului, acolo în Psalm 51. Da, am legea, am aceste lucruri, după care îmi pot ordona viața, dar ce lipsește este inima nouă, Duhul acela nou. And so in Christ the external becomes internal. Și venind la Hristos, noi devenim templul Duhului Sfânt. Noi suntem zidiți într-o casă duhovnicească. Nu doar că Dumnezeu e prezent în mijlocul nostru, nu doar că Dumnezeu cumva e mai prezent aici, în această clădire și noi venim ca să fim în prezența Lui, nu? Apostolul Pavel spune, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Așa că dacă crezi în Domnul Iisus și dacă El este prețios pentru tine, atunci Dumnezeu locuiește în tine și face din tine un locaș sfânt. Și dacă acest lucru e adevărat la nivel individual, e adevărat și la nivel de biserică. Pentru că Petru vorbește aici la plural. Și este foarte interesant că cuvântul pe care Petru îl alege aici, pentru piatră, este un cuvânt foarte specific. Nu este doar o oarecare stâncă sau o piatră pe care o găsești sus pe munte, ci cuvântul pe care îl folosește când spune că voi sunteți pietre vii, se referă la o piatră
prelucrată, cioplită de un meșter. Pentru că una din modalitățile prin care se construiau clădiri în acea perioadă a fost de fapt să iei o piatră mare și grea și să o prelucrezi și apoi să îmbini pietrele fără mortar. Și doar greutatea pietrelor, una pe alta așa împletite bine, era ceea ce ținea sus structura. Și aceasta e imaginea de aici. Toți acei oameni din întreaga lume care cred în Iisus și îl consideră ca fiind prețios, acum devin ei înșiși pietre vii, pietre care sunt cioplite și modelate de Dumnezeu ca să se potrivească în noul templu, adică în poporul în care locuiește Dumnezeu. Dar Petru continuă, pentru că nu doar suntem noul templu în care Dumnezeu locuiește, în care este prezența Lui, dar vorbește și despre faptul că suntem preoți. Pentru că în templu, cine era în templu? Erau preoții. Și ei aduceau jertfe, se închinau. Dacă Dumnezeu ne formează într-o casă duhovnicească, atunci rezultă că noi, cei care credem în Iisus și îl considerăm ca fiind prețios, suntem preoți în casa lui Dumnezeu. Și asta este datoria noastră, ca să aducem jertfe. Dar în noul legământ, aceste jertfe nu mai sunt tauri și miei, jertfele sunt adevărata închinare, care este lauda noastră, ascultarea noastră, viața noastră consacrată pentru El. La centrul închinării, în Vechiul Testament, se afla jertfa, jertfa adusă lui Dumnezeu. Dar jertfele noului legământ nu mai arată în viitor spre Hristos, ci acum arată înapoi la ceea ce Hristos a făcut și ceea ce face în noi. Și așa că Hristos stă la centrul închinării noastre, este subiectul închinării noastre și în același timp cel care face închinarea noastră posibilă. Nu putem să ne închinăm decât dacă suntem în Hristos, iar conținutul închinării noastre este Hristos. Și asta are implicații pentru ceea ce facem aici, în orice duminică seara. Pentru că dacă aplicăm aceste lucruri la biserica și la ce se întâmplă duminica, asta înseamnă că fiecare din noi, fiecare creștin care frecventează biserica, este responsabil pentru și chemat la închinare. Cu toții suntem chemați să aducem jertfe lui Dumnezeu. Și astfel nu venim la biserică pentru ca să ne uităm la un cor care se închină, nu venim să vedem cum păstorul oferă închinare în locul nostru. Noi împreună suntem zidiți ca să fim această nouă casă a lui Dumnezeu, unde cu toții suntem chemați să îndeplinim funcția preoților, care este să ne închinăm. Și așa că unul din motivele principale pentru care există biserica este să ne închinăm. Și fiecare persoană care vine în adunare și se încrede în Iisus și îl consideră ca fiind prețios, are datoria și privilegiul de a se închina. Închinarea nu este același lucru cu evangelizarea. Ambele sunt importante, ambele sunt mandate de Scriptură, dar închinarea este oferită de la om la Dumnezeu prin Hristos. În versetele 4 și 5, ideea centrală este că închinarea acceptabilă este imposibilă fără Hristos și că închinarea este datoria oricărui om care este în Hristos. Așa că când ne întâlnim duminica, scopul principal este ca noi, cei care ne încredem în Iisus, să ne închinăm împreună. Pentru cei care sunt credincioși, să își exprime în comunitate
cât de prețios este Iisus pentru ei. Și de aceea cântatul nostru contează, rugăciunile noastre contează, de aceea cântăm cu toții și nu we don't outsource our worship. Nimeni nu poate să se închine pentru tine, în locul tău. Închinarea și ceea ce biserica face duminica este pentru ei și Dumnezeu, este între ei și Dumnezeu. Este adevărat că atunci când biserica face acest lucru, mesajul Evangheliei va fi evident, nu poate să nu fie așa, pentru că Petru spune în versetul 9 că voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Dar ceea ce vrem să facem și ceea ce trebuie să facem nu e în primul rând evangelizarea, dar ca fiecare din noi să venim liberi să ne închinăm. Și de asta, dacă ești creștin, prezența ta duminica este importantă. Pentru că poți asculta la predici altundeva, pe internet sau în tot felul de alte locuri, dar aici este singurul loc în care te poți închina împreună cu aceste pietre vii pe care Dumnezeu le formează și le cioplește și le pune împreună. Și asta înseamnă că dacă ești creștin, rolul tău de duminică este un rol activ, nu pasiv. Ai venit să te închini. Ai venit să exprimi faptul că Iisus este prețios pentru tine. N-ai venit doar să fii încurajat, să fii distrat, nici măcar doar să auzi despre cum ar trebui să trăiești. Ai venit să te închini. Asta înseamnă the priesthood of all believers. Deși activitatea și ceea ce faci în închinare poate că nu e la fel de vizibil ca alții, totuși ai venit să te închini. Și dacă înțelegem acest lucru, că suntem și este privilegiul nostru și este chemarea noastră să ne închinăm, atunci duminica seara, între ora 5 și 7, devine punctul culminant a săptămânii noastre, pentru că e momentul în care împreună cu cei pe care Dumnezeu i-a răscumpărat și cu care Dumnezeu m-a pus împreună, am venit să ne închinăm. Și v-aș încuraja ca atunci când ne gândim la biserică, să ne gândim la ea în acest context a închinării. Ne adunăm ca un grup de oameni pe care Dumnezeu, prin Iisus Hristos, îi modelează în pietre vii și ne pune împreună, astfel încât împreună să ne putem închina lui Dumnezeu. Vă încurajez ca să vă pregătiți pentru închinarea bisericii cu familiile voastre. Începeți duminica dimineața cu cuvântul în familiile voastre. Citiți-l împreună, rugați-vă împreună, duminică dimineața, și vedeți dacă acest lucru crește în voi un sentiment de anticipare, de a fi cu frații și surorile voastre duminica seara. Dacă pregătiți ceva să împărtășiți aici, de aici, de sus, să știți că nu noi suntem audiența principală, ci Dumnezeu. Și dacă tu te închini lui Dumnezeu, atunci când ești aici sus, atunci biserica va fi încurajată și zidită prin acest lucru. Dacă îl lauzi pe Dumnezeu și adevărul Scripturii este pe buzele tale, atunci implicit ceilalți dintre noi vom fi încurajați, vom fi zidiți și ne vom putea închina împreună cu tine. Închinarea care se întâmplă aici se revarsă până la urmă și pe din afară. Biserica are o misiune, are și acest rol în lume de a duce cuvântul lui Dumnezeu oamenilor, și acest lucru îl face
și îl poate face în multe moduri și în multe alte, in many different ways, dar atunci când ne adunăm în duminica, first and foremost este despre noi și Dumnezeu. Tocmai de asta și în ultimele săptămâni am încercat să schimbăm puțin și timpul de rugăciune, pentru că nu cred că e bine să venim la biserică și să nu ne rugăm, să nu exprimăm prin rugăciune lauda noastră față de Dumnezeu, să nu exprimăm prin cuvânt lauda noastră față de Dumnezeu. Și de asta am vrea ca, deși nu o să arată timpul de rugăciune exact la fel de fiecare dată, scopul este ca biserica să se închine. Nu ca să lăsăm pe alții să se închine în locul nostru, și ca fiecare dintre noi să venim în fața textului, în fața Scripturii și să lăsăm textul să facă în noi ceea ce textul trebuie să facă. Nu săptămâna viitoare, dar from the week after and ongoing, o să continuăm cu acest text și să vedem felul în care, rolul pe care cuvântul îl are în timpul pe care îl petrecem împreună și la rolul pe care biserica o are în lume, care este evangelizarea. Dar până atunci, Domnul să facă ca acest cuvânt să fie clar pentru noi. Amin. Și invit ca ridicați în picioare un frate sau o soră să vină în rugăciune înaintea lui, timp în care echipa de închinare va urca în față și să ne pregătim să cântăm împreună. Să ne rugăm.
Duminica viitoare suntem invitați ca biserică să ne închinăm împreună cu frații de la Biserica Cornerstone, păstorită de fratele Flavius Geller. Va fi un serviciu special și pentru ei va fi ordinat fratele Ovi Spunu și având în vedere că și noi îl cunoaștem, având în vedere că a slujit în biserica noastră și a fost un sprijin și pentru mine, fratele Flavius ne-a invitat ca biserică să participăm cu ei la acel eveniment și am vrea să onorăm această invitație și să luăm aceste pietre vii și să mergem și să ne întâlnim cu acele pietre vii și să ne închinăm împreună cu ei. Serviciul va începe la ora 4 și după care se va servi și o masă împreună, așa că nu va fi serviciu aici, în locația aceasta, dar ne vom întâlni cu toții acolo. Adresa este în buletin și vom trimite de asemenea un e-mail reamintind ora și adresa. Domnul cu voi în săptămâna aceasta și ne vedem duminica viitoare la ora 4 la Biserica Cornerstone. Amin.